Celin Popescu-Tăriceanu, mesaj vehement către procurorul general, de secretizarea protocoloalelor SRI cu parchetele trebuie făcut fără fice. Presubliniere dintele Senatului sublinierei al ALDE, Celin Popescu-Tăriceanu, a declarat marci, într-o conferință de presă la DRA subliniere OV, ce de secretizarea protocoalelor de colaborare încheiate de SRI sublinierei parchete trebuie făcut fără multe fice sublinierei învârtelii, el adugând ce sunt pove subliniere ti argumentele ce țin de securitatea națională. Fere multe fice, fere foarte multe învârtelii, documentele trebuie scoase, prezentate sublinierei cu asta basta. Ceea ce vă spuneam la început, unii încearc să spun, am văzut sublinierei un ziarist, care spunea ce poate nu este bine pentru motive de siguranță națională. Nu, este foarte bine să subliniere timp ceea ce se întâmplă cu referire la Cetcean. Când aceste protocoale secrete au dus la implicarea serviciilor de informații în zona de activitate judiciară, clar ce este o încălcare gravă a Constituției sublinierei a legilor în vigoare sublinierei trebuie să vedem totul fără niciun fel de rezerv. Pove subliniere tile astea cu referire ce aici este vorba de securitate națională să le lase în alt parte, să le o spun altora, cu uniform sublinierei cu legitimație, a afirmat Tăriceanu. El a răspuns astfel la o întrebare adresată de jurnal subliniere ti referitoare la o eventuală opoziție din partea instituțiilor respective cu privire la desecretizarea acestor documente. Procurorul general Augustin Lazăre a declarat, marci, cu privire la solicitarea ministrului Justiției, Tudorel Toader, de desecretizarea protocoalelor încheiate între structurile de parchet sublinierei Serviciul Român de Informații, ce Ministerul Public va face mai întâi o analiză de legalitate, iar apoi va lua o decizie. Este o decizie importantă de secretizare a sublinierei a se va lua de îndat ce se va încheia operațiunea de analiză temeinic în această problemă. Ca orice altă decizie, Ministerul Public face mai întâi o analiză de legalitate, apoi luăm măsura. Discutăm de principiu. Facem o analiză pentru a vedea dacă există condițiile legii pentru aceasta, a explicat Lazăre, la sediul CSM. Procurorul general a afirmat ulterior, în subliniere din CSM, ce în privința desecretizării protocolului între structurile de parchet sublinierei SRI trebuie cântrit între binele public, securitatea națională sublinierei interesul public. Aici va trebui să cântrim dacă acea procedură de lucru făcut public va fi bun sau nu va fi bun sau dacă o facem public, ea se prezinte o alt procedură, fiind că noi trebuie să cântrim între binele public, securitatea națională sublinierei interesul public de a cunoa subliniere de aceste lucruri care sunt dezbătute. Prin urmare, noi nu avem nimic împotriva dacă hotărăsce instituțiile justiției, sublinierei nu un politician, care vine azi sublinierei spune ca mâine să se desecretizeze. Pentru noi, orice acțiune trebuie făcut în temeiul legii.
În acest moment, este în curs de a se efectua o analiză, care este temeiul legal de desecretizare sublinierei cum s-ar putea proteja procedurile care trebuie să meargă în continuare, procedurile de lucru, care nu ar trebui făcute publice în acest moment, fără să afecteze activitatea investigativ care prive subliniere de securitatea națională, a conchis Augustin Lazăre, potrivit Ager Press. Presubliniere dintele înaltei curci de casacie sublinierei justicie, Cristina Tarcea, a cerut marci suplimentarea ordinii de zi a plenului Consiliului Superior al Magistraturii cu teme precum Arhiva SIPA, oficerii acoperici, casele conspirative sublinierei protocoalele încheiate cu SRI, pentru a fi lămurite aceste aspecte.